În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți mucioși, iată că ne aflăm într-una din cele mai importante duminici. Înainte de a începe pregătirea pentru postul cel mare, Duminica Vameșului și a Fariseului pornește triodul, un alt gen de atitudine a bisericii, un alt gen de cântare, ca să nu ne spunem că și alte cărți de cult la strană și în altar. Perioada triodului, dacă ar fi să vă prezint așa ca la carte, cu cele 3 săptămâni de pregătire, apoi cu celelalte 3 de pregătire pentru post și inclusiv postul cel mare, ar fi trebuit să vă induc dintr-o parte teoretică. Eu însă vreau să facem lucruri practice. Și iată că astăzi Mântuitorul ne prezintă o parabolă. O parabolă este un fapt rupt din viață și personalizat cu veșnicia. Unii dau definiția parabolei ca fiind ceva depersonalizat. Nu, nu ne-am permis niciodată să gândesc lucrul acesta. Poate că s-a depersonalizat să nu cunoaștem noi pe Ion sau pe Vasile, vecinul nostru. Dar, cu siguranță, s-a personalizat veșnicia. Vameșul și Fariseul. N-am să intru în amănuntele Vameșului, cel care percepe taxe până în ziua de astăzi, ci am să vă spun despre atitudinea a 2 oameni. Și anume, s-au dus la templu ca să se roage și unul era vameș și altul era fariseu. Fariseul, zice Sfântul Evanghelist Luca, se ruga în sine zicând, mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni răbitori, desfrânați. Și chiar ca acest vameș, dau 10 ore din toate câte am, postesc de 2 ori pe săptămână. Iar lângă el stătea vameșul, care nici măcar nu avea curajul să ridice privirea, spunând, Dumnezeule, milostivi mie, păcătosului. Și Mântuitorul ne lasă să plecăm cu o concluzie. Și ce adevărat că spun vouă, mai îndreptat s-a întors acesta la casa sa. Nimic mai simplu, nu putem să o reluăm, ci pur și simplu să luăm aminte. Aș vrea să pornesc acum către legătura noastră cu Dumnezeu în rugăciune. Mulți dintre noi credem că ne rugăm. N-am zis degeaba credem că ne rugăm. Ni se pare nouă că ne rugăm. Pentru că și fariseului îi se părea că se roagă. Dar era un fel de rugăciune dare de seamă. Doamne, mă aflu în fața Ta și îți spun următoarele. La capitolul post m-am încadrat, la capitolul zeciuială cu sinceritate m-am încadrat, și acum, despre mine, îți spun următoarele. Sunt conștient că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori și desfrânați și îți mulțumesc în același timp că nu sunt ca cel de lângă mine, pe care l-am de acum, ca vameșul ăsta. De câte ori rugăciunea noastră nu seamănă cu aceasta? Acum să fim foarte serioși. Ne aflăm în fața icoanelor, mai ales atunci când avem o problemă. Când nu avem nicio problemă, noi, nimic. Depinde de ale noastre. Unde este rugăciunea? Ei, rugăciunea este a vameșului, care recunoștea și cerea decât un lucru, să-i fie Dumnezeu milostiv. Acum, haideți să pornim către înțelesul rugăciunii, luând-o de la cauză la efect. Efectul rugăciunilor a fost diferența pe care Dumnezeu ne-o prezintă. Deci, mai îndreptat s-a întors acesta la casa sa decât acela. Deci, efectul rugăciunii este îndreptarea omului. Dacă efectul este îndreptarea omului, să vedem care este cauza pentru care poate omul să se îndrepteze. Cum să se îndrepteze? Bine, este un termen care sună arhaic, dar este atât de plin de sens încât trebuie să poposim puțin asupra lui.
Ca să se îndrepteze, omul trebuie să aibă conștiința că nu e drept. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem conștiința că nu suntem drepți. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne ajute într-un fel sau într-altul, trebuie să recunoaștem că am greșit. De exemplu, nu poți, ca duhovnic, să dai dezlegare unuia care nu recunoaște că a greșit. Și să nu credeți acum că trăim într-o lume în care toată lumea crede că este păcătoasă. Nu. Vă mai aduceți aminte de episcopul acela care a venit la biserică și a găsit pe un preot cu dascălul lui, că așa era o vizită anunțată. Și când a venit în biserică, s-a dus la iconostas și s-a închinat și a adus aminte de această parabolă a zilei de astăzi și a început să-și bată pieptul și să se dea cu capul de icoană. Dumnezeule, milostivi, mie păcătosului. Acum, părintele, când a văzut, a zis, bă, așa se face, înseamnă, n-am primit încă de la patriarhie, dar gata, s-a dus și el. Dumnezeule, milostivi, mie păcătosul. Și, cu capul, în icoană. Când a văzut dascălul, i-a dat la o parte și el. Dumnezeule, milostivi, mie păcătosul. La care episcopul zice, uite, bă, cine se crede păcătos? Uite, cine se crede păcătos? Trebuie să știm că atitudinea pe care o avem în rugăciune trebuie să fie una sinceră. Și anume spuneam că mai îndreptat s-a întors acela casa sa decât celălalt. Ce a făcut diferența de lui? Așa putem să o luăm, să disecăm, să desfacem firul în patru, dar pentru noi, care este avantajul? Ce am învățat noi astăzi? Am învățat că trebuie să facem o rugăciune sinceră, dar mai ales ce urmărim în rugăciune sau ce urmărim noi printr-o rugăciune pe care o facem. Dacă cerem la Dumnezeu lucruri fixe, Doamne, dă-mi. Cum aflu în fața unui examen, Doamne, dă-mi să cad pe subiect. Când am învățat decât două subiecte și unul dintre ele să fie ce știu și eu. Doamne, mă cam doar un picior. V-am mai zis de părintele Picu Viorel, mi-a povestit când era la Băneasa, era preot, unde și-a început chirotonia, acolo l-a găsit, unde și-a început pastorația și se întâlnește cu un vecin de-a lui, dar nu de Dumnezeu la biserică niciodată. Se întâlneau însă atunci când părintele se ducea cu Ioana și cu Boteaza pe la el și s-au întâlnit toată pe stradă. Băi, Gheorghe, ce mai faci de la văzut de mult? Foarte, foarte bine, foarte bine, dar dacă tot ne-am întâlnit, cred că să te chem să faci o sfeștanie, nu prea mai o găină. Cam ăsta este tiparul rugăciunilor noastre și să nu credeți că acum ne putem bucura de constatările acestea, dar trebuie să le măsuri. Nu e suficient să constați lucrul acesta. Și spuneam că o luăm de la capăt. Trebuie să avem o rugăciune care să aibă ca efect îndreptarea. Să zicem că ne-am recunoscut că nu suntem drepți, dar îndreptarea, să știți că nu ne-o face nimeni cadou. Și am pornit în această logică de la faptul că am auzit de cele mai multe ori pe cei care au destule, care la un moment dat spun, aș da orice, numai să am sănătate dacă lipsește, sau familie dacă lipsește, ar da orice. Opa! Și cum ai? Toată viața, probabil că omul acela a agonisit acel ceva. Și acum ar da la schimb. Asta înseamnă că nu este relevant să ai, ci să fii, așa cum am zis și altă dată, dar mai mult, acest lucru îmi dă de înțeles că omului îi trebuie puține lucruri, decât că află târziu lucrul acesta. Află târziu că banii pe care i-a adunat nedormind sau lergând pe coro, pe coro, îl vor ajuta să mai prelungească puțin sănătatea. Dacă de la început, atunci când pornești la un drum, îți faci o proiecție și să spui, bun, alerg, pentru ce alerg? Să văd care este efectul alergării mele. Păi să am, bun, și pentru ce să am? Ca să mai dau și la alții. Bun, ca să mai dau și la alții. Dar există conștiința că o parte din acești bani o să-i dai și pe doctori,
dacă ai această conștiință, trebuie să te oprești la limita la care nu va fi nevoie niciodată să îți cheltui averea de doctor. Vă duceți aminte din Sfânta Evanghelie, unde se spune despre femeia cu sluge de sânge, care spunea că își cheltuise toată averea sa prin doctor și nimeni nu o vindecase. Acum, să nu credeți că am ceva cu doctorii, Doamne ferește. După cum n-am nici cu avocații, știți, m-am spovedit de multe ori. Dar omul ajunge la aceste limite de sănătate sau de căutare a dreptății, pentru că de la început aleargă pe cărarea care sigur îi duce acolo. Sigur, pentru că toți cei care au ajuns și au zis aș da orice, nu mai trebuie nimic, numai să am sănătate sau fericire sau bucurie sau familie, ne învață că trebuie să știm de la început în ce zonă alergăm. Ce e cu noi? Că drumul nostru trebuie să ducă... Ați văzut foarte... Drumul duce către casă. Fiți atenți că vameșul și fariseul s-au întors spre casa lor, clar. Și noi ne întoarcem către casa noastră. După ce alergăm o zi, două, trei, un voiaj, două, trei, alergăm către casă. Contează nu cu ce am venit acasă. Contează dacă am venit mai îndreptați sau nu. Pentru că vii după primul voiaj, bine mersi cu de toate, îți faci o casă, vii după al doilea voiaj, îți iei și mașină, vii după al treilea voiaj și așa mai departe, așezi copiii pe la casele lor și la un moment dat te vezi tot singur. Și atunci zici, aș da orice numai să nu mai fiu singur. Sau aș da orice numai să fiu sănătos. Păi când ai plecat la drum, trebuia să îți așezi o țintă, că efectele a ceea ce faci tu se vor vedea așa. Bun, o să spunești, bun, și ce mai facem? Dar nu e valabil pentru trecut. Este valabil pentru prezent. De astăzi încolo, ce putem să facem? Ce putem noi să facem acum, drumul nostru pe casă, cu vameșul și cu fariseul? Să încercăm să ne ducem mai îndreptați. Vă, fraților, știți ce înseamnă să duceți mai îndreptați pe casele voastre? Să ne ducem alții decât am plecat de acasă. Mai încărcați duhovnicește. Și o să spune, lăsați-mă cu bălăriile astea. Că cunosc foarte multe replici. Am și colegi care, mă mai lasă-mă cu astea. Eu caut să vă spun că ceea ce simțim este mai mult decât ceea ce avem prin buzunare. Dacă te duci acasă cu o bucurie că te-ai învins, că puteai să dormi și n-ai dormit pentru altul, te duci cu bucuria că ți-ai făcut datoria. Asta este efectul a ceea ce ai făcut. Asta este efectul rugăciunii. Să constați că ești mai îndreptat sau îndreptățit să crezi despre tine că ai făcut lucruri frumoase, dar în sensul bun al cuvântului. Relația noastră cu Dumnezeu nu trebuie să fie una comercială. Dă-mi, Doamne, ca să-ți dau cu tare. Știți, acum, cum vine câte un necaz, Doamne, o să citești 15 acatiste de dimineață și 20 seara. Dar credeți că Dumnezeu are nevoie de acatistele noastre? Are nevoie de noi îndreptați. Ca un părinte care se bucură atunci când copilul lui este bine. Și de aceea, trebuie să gândim puțin mai departe. Care este relația noastră sinceră cu Dumnezeu? Relația sinceră cu Dumnezeu este atunci când ponderăm în rugăciunea noastră cererea. Adevărata cerere este rugăciunea de mulțumire. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că Mântuitorul ne-a spus foarte clar. Cereți ca și când ați și primit și veți avea. Dacă eu cer să fiu sănătos, eu cer în măsura în care deja simt că am primit ajutorul acesta. Și când simți că ai primit ajutor, ce trebuie să faci? Trebuie să mulțumești. Așa că rugăciunea mea, ca să fiu sănătos, mulțumesc, Doamne, că sunt sănătos. Știți ce înseamnă să fii sănătos? Nu înseamnă să ai trigliceridele la 150 sau zahărul la 120. Înseamnă să fii viu. Pentru că eu știu foarte mulți oameni care stau cu analizele perfect și îmi zic, Părinte, nu mă simt bine. Ce ne facem? Păi asta e diferența. Asta este diferența între vameș și fariseu. Fariseul se uită pe analize, zice acolo, globulina e bine, toate analizele au ieșit perfect,
aslu, una alta, dar omul nu se simte bine. De ce credeți că se simțea dator fariseul să spună mulțumesc că nu sunt ca aceștia, că dau zeciuială? Pentru că nu se simțea bine. Dacă s-ar fi simțit bine, cu siguranță că îi mulțumea Dumnezeu și atât. Dar el avea totuși conștiință. Avea conștiință că, deși le-a făcut pe acestea, totuși îi mai lipsește ceva. E bine, ce înseamnă acest sentiment că mai lipsește ceva? Ni l-a spus clar, când a început să spună lauda aceasta, ne spune despre el că simțea că ceva nu este în regulă. Cum să vă fac eu să vă apropiați mai mult de Dumnezeu, altfel decât cum, deși v-am mai spus, dar vă aduc aminte un lucru foarte frumos. Un pastor după vreo 30 de ani de pastorație și-a dat seama că în uriașii lui cer lui Dumnezeu tot aceleași lucruri. Să-i fete vaca 2-3 viței, să fie sănătate, să fie una, să fie alta. Și a zis, mă, copii nu se mai poate. Eu mă apropii de pensie, hai să vă spun ceva. Păi, voi credeți că Dumnezeu este numai Cel care ne dă unuia rezultate la examen pentru nepoți, altuia succes în afaceri? Nu, mă, nu e ăsta Dumnezeu. Dumnezeu este cu totul și totul altceva. Înțelegeți că toți... Ca să înțelegeți, am să vă spun o istorioară. Se duce unul la piață, pe bicicletă, ca tot un gospodar, cu lista, probabil că soția îi puse lista ce să ia, 5 cepe, 6 morcovi, 2 dovlecei. De bucurie omul probabil că găsise de toate și putuse să taie după listă tot, a plecat acasă. Dar în euforia aceea că poate soția o să-i zică, bravo mă, ai venit și repede, ai luat și de toate, n-ai uitat nimic, a plecat pe jos. Se mai întâmplă. Te duci pe undeva cu mașina și ajungi acasă pe jos, dacă e mai aproape, și nu, dar parcă nu știu cum am plecat. Ei, noaptea pe la 12 și-a adus aminte. Băi, bicicleta! Băi, frate! Acum, să se ducă, știa sigur că se duce degeaba, să se ducă noaptea să mai trezească familia ce lasă, dar măcar să văd locul unde am pus-o. Și că omul niciodată nu crede că îi se întâmplă ceva. Când își pierde portofelul, ce, parcă l-am lăsat acasă astăzi. Să duce acasă nu e ce, nu cred că e sertar la birou și știu sigur că e vineri și luni să deschide biroul. E ce se până luni își dă el seama că nu e chiar așa, dar impactul acela emoțional este dat la o parte și nu l-am făcut. Este sigur, e într-un loc sigur. Dar bine, e buzunarul coțului probabil așa. Ei, și omul și-a zis, bă, măcar să văd eu locul gol. Și s-a dus pâș-pâș de dimineață la prima oră să duce în piață lângă gard bicicleta lui. Poate, Doamne, îți mulțumesc ție, Doamne, că m-ai salvat. Ia bicicleta și direct, ca orice om care obține ceva, ce, Doamne, gata, mă duc la templu. S-a dus la biserică, a lăsat bicicleta lângă gardul bisericii și a mulțumit lui Dumnezeu într-un adevărat sens. Cum că este Cel care nu neapărat i-a dat înapoi un bun pe care îl credea deja pierdut, ci și-a dat seama că Dumnezeu este Cel care veghează. Și când a ieșit din biserică, nu mai era nicio. Aici trebuie să ajungem cu credința și cu legătura noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este vinovatul de serviciu, cum de cele mai multe ori îl trage de la răspundere. Dumnezeu nu este responsabil numai cu examenele noastre de conducere sau de traseu sau mai departe, de terminat facultate. Nu. Dumnezeu este mai mult decât ne putem noi imagina. Dumnezeu este iubire, în primul rând. Ne iubește și când suntem așa de nemernici, încât nu-i mulțumim. Ne iubește în orice împrejurare, dar efectul ar fi mult mai mare asupra noastră dacă și noi l-am iubit pe El. Mi-aduc aminte când zicea Părintea Sine, Tată, știi că m-am gândit de ce se numea Ioan ucenicul cel iubit? De ce iubea Hristos mai mult pe el? Acum vă imaginați un Dumnezeu care să nu fie cu toții la fel? Credeți că îl discrimina pozitiv pe Ioan? De ce nu, Tată?
că îi iubea pe toți la fel. Și le dădea întotdeauna fiecăruia însă dragoste câtă cereau ei, mai ales câtă puteau să primească. Ioan avea vasul mai mare și Dumnezeu dă până îți umple vasul. Așa este și cu noi. Noi ne ducem la templu, începe postul, mai puțin și începe postul. Ne ducem la templu să ne rugăm. Acum, cum ne rugăm? O să venim în prima săptămână, în fiecare seară, la ora 4, canonul Sfântului Mitriteanu, ne rugăm. Cum ne rugăm? Să găsim bicicleta sprijinită la colțul bisericii când plecăm, să mergem acasă pe cu ea, să ducem pe jos. Ne rugăm, Doamne, să-mi așez copiii care se pregăteze sesiune sau nepoții și mai departe. Nu asta este rugăciunea. Rugăciunea este una care să ne transforme. Știți când am constatat eu personal transformarea? Când îți naște soția primul copil, atunci se naște și tatăl. Când îți naște fiica un copil, atunci se naște bunicul. Asta e relația pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu. Atunci când îl iubim pe Dumnezeu, atunci plecăm mai îndreptați la casa noastră. Și dacă avem nevoie de ceva, cu siguranță că Dumnezeu ne dă exact ce trebuie. Credeți că nu știe Dumnezeu ce avem noi nevoie? Trebuie să ne transformăm noi. Nu te poți transforma, de exemplu, într-un bunic, dacă nu ai făcut pașii, unul câte unul, către această categorie. Și dacă nu ai conștiința că te-ai născut odată cu nepotul tău, ca bunic, tu, ca părinte, fiul tău. Pentru că fără acest înțeles, nu putem să ne apropiem de rugăciune. Rugăciunea nu este o... neapărat numai o rugăciune, o vorbire a minții cu Dumnezeu, cum zicea Vicențiu de Lerin. Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Este o îmbrățișare a lui Dumnezeu. Acum vă imaginați că Dumnezeu, necuprins, stă să-L îmbrățișăm noi. Eu, unul ca preot, cel puțin, am de fiecare dată când slujesc bucuria de a-L ține pe Hristos, care ține toate, în palma mea. Asta înseamnă rugăciune. Să fii conștient de cât se face Dumnezeu de mic atunci când vine la tine. Că v-am mai spus când eram eu mic și mă duc prima dată la părintele Arsenie să mă spovedesc, mi-a zis, Tată, să nu te sperii de Dumnezeu că este mare când te gândești la El. Pentru că El este mic atunci când vine la tine. Și este la fel ca tine. Se joacă alături de tine. Biserincioși, asta este rugăciunea. Dacă vrem să ne îndreptăm spre casa noastră, să nu mai lăsăm aici tot felul de cereri. Pentru că noi ne mergem și nici măcar nu știm ce ne este mai bine. Mai bine să ne rugăm Dumnezeu să ne dea El, că știe mai bine ce avem nevoie. Poate că ceea ce cerem noi astăzi este un lucru care ne va face rău altădată. Vă mai aduceți aminte de cel care v-am spus, printr-o intervenție, a reușit să își recupereze permisul și a făcut un accident. Și după el s-a aflat că era exact în perioada în care Dumnezeu îl vroia în dreapta mașinii, nu la dreapta. Dacă nu știm să citim aceste răspunsuri lui Dumnezeu, nu ne putem întoarce mai îndreptați la casa noastră. Dacă ni se pare nouă că suntem uitați de Dumnezeu, cu siguranță că uitarea aceea a trimis-o Dumnezeu vrăjmașilor noștri. N-am mulțumit niciodată suficient lui Dumnezeu că le-a dat uitare vrăjmașilor noștri. Nu vom fi niciodată atât de atenți încât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le avem, pentru că noi, din păcate, atunci când avem ceva, credem că le și merităm sau că este normal. Numai dacă ne-am gândit cât spațiu ne-ar trebui nouă de manevră, dacă ne-ar durea un picior și ar fi nevoie să mergem în cârje. V-ați întrebat vreodată? Eu personal vă spun, m-am întrebat de multe ori, deși m-a ferit Dumnezeu, n-am avut niciodată rupt picior sau vreo mână ruptă. Dar mă gândesc ce ar însemna să stau imobilizat. Ce ar însemna să nu pot să mă duc să îmbrățișez pe vreun fiu de-al meu duhovnicesc pentru că sunt la pat. Dar mă străduiesc să nu uit.
că nu este așa normal, cum mi se pare mie, să fiu sănătos, ci sunt sănătos pentru că Dumnezeu m-a lăsat să fiu sănătos și nu m-a lăsat să fiu sănătos numai pentru mine. M-a lăsat să fiu sănătos pentru cei care au nevoie de mine. De aceea, cred că asta înseamnă să ne întoarcem mai îndreptați la casa noastră. Să ne uităm în noi, să ne recunoaștem că nu suntem îndreptați și până acasă, cu siguranță că Dumnezeu ne va lumina. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.